Astăzi despachetăm și testăm o cameră video wireless marca Anran, model Q3 Max. Aceasta este o cameră wireless, adică se conectează la internet prin rețeaua wireless a locuinței. Este o cameră de 5 megapixeli și filmează HD. Aceasta se rotește până la 355 de grade. Putem să o rotim din aplicație, din telefon, și poate monitoriza întreaga curte, să spunem așa. Și ce este cel mai interesant lucru este că nu necesită cabluri trase pentru alimentare. Folosește acest panou solar și cu ajutorul lui camera se încarcă. În cameră avem un acumulator, iar acest acumulator este încărcat de panoul solar. Practic tot ce avem nevoie pentru a instala această cameră este de un card microSD, pentru că nu vine cu un card, dar putem să-i punem card până la 128 de giga, pe care se stochează informații, video pe care le capturează camera, și de rețeaua wireless care să ajungă până în locul în care vom instala camera. În rest, aceasta este independentă, deoarece se alimentează de la acest panou solar. Ca și specificații, am spus că este o cameră de 5 megapixeli, filmează HD, are incorporat un microfon și un difuzor, cu ajutorul cărora putem să vorbim de la distanță prin această cameră, adică din aplicația de pe telefon putem să comunicăm în locul în care este camera instalată. Suportă card microSD de maximum 128 de giga. Putem să primim notificări, alarme, atunci când detectează mișcare, și aceasta se conectează la wireless, dar atenție, se conectează doar la rețelele de 2,4 GHz. Haideți să desfacem cutia să vedem ce găsim înăuntru. Avem un sticker, acesta se dezlipește de aici și poate fi lipit undeva la vedere. Putem să-l lipim atât pe interiorul geamului, din interiorul locuinței către afară, cât și pe o altă suprafață, acesta vine cu dublu adeziv. Avem manualul de utilizare al camerei în mai multe limbi, din păcate nu și în limba română. Aici avem un cartonaș de extindere a garanției. Dacă camera este achiziționată de pe site-ul oficial al producătorului sau de pe Amazon, cu ajutorul acestui QR code putem să extindem camera de la un an, cât are standard, la 2 ani garanție. Aici avem panoul solar. Acesta este unul destul de mic, de ușurel, dar pare foarte bine lucrat. Materialele par de calitate la atingere. Cablul acestuia are o lungime aproximativ de 3 metri, adică nu trebuie să instalăm neapărat panoul solar lângă cameră, putem să îl instalăm la o distanță de aproximativ 3 metri. În pachet trebuie să găsim și suportul acestuia cu care se instalează. Acesta este suportul pentru panoul solar. Se înșurubează în spatele acestuia, după care se blochează cu această piuliță și de aici putem să îi mutăm înclinația așa cum ne dorim, pentru a fi îndreptat cât se poate către lumină. Avem și șuruburi de prindere, atât holșuruburi cât și dibluri de plastic dacă vine prins în zidărie sau beton. Mai avem suportul de prindere al camerei, un cablu USB, micro USB, pentru a putea încărca camera înainte de a o utiliza, înainte de a o instala. Tot în cutie găsim și două șabloane cu ajutorul căruia putem instala cei doi suporți, suportul de cameră și suportul panoului solar. Acestea au dublu adeziv, se dezlipesc, se lipesc pe suportul în care dorim să prindem camera și găurim prin aceste puncte, după care putem să realizăm prinderea. Avem și șuruburile pentru prindere, iar acesta este un dop pentru a proteja camera, portul acesta de încărcare, atunci când nu este folosită. Pentru că atunci când este folosită, în acest loc vine cablul micro USB de la panoul solar sau de la un alimentator de 5 V 1 A.
Prinderea camerei se poate realiza atât în tavan, cu aceste două găuri în partea de sus, cât și în perete cu aceste trei găuri din lateral. Se prinde suportul, după care camera pur și simplu se clipsează în acest suport și rămâne pe poziție. Pentru a o desface, trebuie să punem puțină forță aici și aceasta se desface. Nu se desface cu ușurință, trebuie să punem ceva forță, dar se desface fără unelte, fără a demonta șuruburi sau altceva. Avem patru LED-uri care luminează pe timp de noapte. Avem și un senzor aici. Camera în sine pare construită din material de calitate. Cum spuneam, aceasta se rotește până la 355 de grade. Avem două antene. Acestea se îndreaptă către router sau către în sus pentru a capta cât mai bine semnalul. Aici avem portul de încărcare și portul de alimentare pentru panoul solar. Iar în partea de jos, ascunse de un dop de silicon, acesta este de silicon pentru a proteja împotriva stropilor. Avem portul în care punem cardul microSD. Cum spuneam, acesta folosește un card microSD. O să punem un card aici. Iar lângă cardul microSD avem două butoane. Un buton este de reset și celălalt buton este de power, adică butonul de pornit-oprit. O să apăsăm butonul și o să pornim camera pentru a o putea adăuga în aplicație. O să ținem puțin butonul apăsat până când auzim acest sunet și o să vedem un LED roșu intermitent care se aprinde pe fața camerei. Mai apoi deschidem aplicația. Dacă nu avem deja aplicația descărcată, trebuie să descărcăm aplicația, să ne creăm un cont și apoi să o deschidem. Noi o avem deja descărcată pentru că am mai utilizat și alte camere de la Anran în trecut. Apăsăm pe Add Device, după care trebuie să căutăm modelul camerei. Vedem aici Q3 Max. Și urmăm instrucțiunile de aici. Please reset the device by holding the reset button for 5 seconds. Wait for the indicator light to flash red. Avem deja butonul roșu care se aprinde. Select the 2.4 GHz Wi-Fi network and enter your password. Next to show a QR code and let your device scan the... Lăsăm camera să scaneze QR codul de pe ecranul telefonului. Și deja camera este adăugată. Avem aici un punct unde putem să modificăm numele camerei. Deja camera detectează mișcare, ne trimite notificări pentru că a detectat luminozitatea scăzută, s-au aprins și LED-urile. Am redenumit camera și îi dăm done. Avem aici o îndrumare să folosim un adaptor de 5V, 1A sau 2A pentru a încărca la maxim camera înainte de a o instala. Put camera and phone at the place of camera installation. Press next to enter network diagnostic. Și acum camera deja este în funcțiune. Acum camera este activată, este pornită, nu are aprins niciun LED, însă dacă detectează mișcare, aceasta ne va trimite automat notificare pe telefonul mobil, bineînțeles dacă avem notificările active. Cum o să ne mișcăm? O să se aprindă un LED albastru pe fața camerei, iar pe telefonul mobil o să vedem că primim notificare. Iar dacă luminozitatea este scăzută, senzorul va detecta că este luminozitate scăzută și va aprinde LED-urile. Am observat că imediat a trecut pe modul nocturn,
Și după ce s-au aprins senzorii cu infraroșu, imediat s-au aprins și cele patru LED-uri pentru a ilumina zona. Iar notificările se primesc în permanență ori de câte ori detectează mișcare. Bineînțeles, avem opțiunea de a dezactiva aceste notificări dacă devin prea deranjante. În aplicație găsim mai multe setări. Avem sensibilitate la detecția mișcării. Putem activa detecția umană pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Sensibilitatea detecției umane, pentru că se întâmplă dacă sensibilitatea este scăzută, la orice adiere de vânt, la orice mișcare să primim o notificare și atunci modificăm această sensibilitate să fie mai mică sau dacă vrem să fie mai mare, o creștem. Aplicația răspunde mai greu sau mai ușor în funcție de viteza internetului. Are mai multe funcții cu care ne putem juca. Putem să o împărțim cu cei din familie pe mai multe dispozitive. O putem comanda cu comandă vocală prin Alexa. Ce nu are este faptul că nu are motion tracking, nu urmărește subiectul. Dacă ea este îndreptată către un loc anume, dacă detectează mișcare, nu urmărește subiectul, nu se mută singură. În continuare, vă lăsăm să urmăriți câteva imagini surprinse cu această cameră, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, pentru a vă forma o părere despre calitatea imaginii. Acestea au fost informațiile pe care am vrut să le prezentăm despre această cameră de la Anran model Q3 Max. Sperăm că interesante. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!